În istoria medicinei din țara noastră, o importantă pagină este consacrată medicului și academicianului Irinel Popescu, șef al clinicii de chirurgie și transplant hepatic a Institutului Clinic Fundeni. Născut pe 22 aprilie 1953 în Filiaș, Irinel Popescu a devenit foarte cunoscut în România după ce a introdus transplantul de ficat în practica medicală. Medicul uimește prin energia de care dă dovadă și prin modul în care face față funcțiilor pe care le deține, fiind printre altele și membru titular sau de onoare al unor importante academii din țară și Europa. Academicianul în halat alb este considerat un adevărat erou, numai medicul cu merite deosebite nu împărtășește aceeași opinie despre sine. Nu mă consider erou, cu siguranță nu mă consider. Gândiți-vă că eroi au fost cei care au murit în războaie, cei care au făcut acte de eroism. Noi, s-a mai spus uneori acest lucru, dați-mi voie să repet, că uneori cineva care își face strict datoria ajunge să fie considerat erou. Meritele deosebite ale lui Irinel Popescu derivă din activitatea extraordinară și realizări în chirurgia ficatului, transplantului de organe, oncologie digestivă, chirurgie laparoscopică și chirurgie robotică. Membru al colegiului de redacție, or redactor șef adjunct al unor publicații, ca și membru al unor asociații or societăți cu activitate și specific medical, Irinel Popescu constituie o legendă a medicinei române și nu numai.